Ce trebuie să faci în cazul în care ți s-a spart un dinte? Să-l extragi, să pui un implant sau poate o coroniță? Bun, deci hai să nu ne grăbim. Mai întâi trebuie făcut o radiografie pentru a ne asigura la ce nivel s-a produs fractura. Mai exact, dacă a fost afectată camera pulpară sau nu. Dacă această cameră pulpară nu este afectată și distrugerea dintelui e mai mică de 30%, putem repara defectul cu material de plombă. Dacă fractura e mai mare de 30%, se recomandă o coroană dentară. Dacă în timpul fracturii nervul dintelui a fost afectat, atunci mai întâi trebuie curățate canalele, înlăturat nervul și abia apoi să se restaureze dintele cu o coroniță, deoarece plomba în acest caz va fi mai puțin eficientă. Sfatul meu în cazul ăsta e cât mai repede să fugiți la un dentist, deoarece pot provoca probleme serioase din cauza neglijenței. Așa că te invit la o consultație gratuită pentru a stabili un plan de tratament ideal pentru tine. Doar scrie-mi un mesaj sau sună la numărul de telefon din descriere. Am fost Dr. Teddy Stroie, dentist în București.